ne-am regăsit și în 2020. Un nou an, o nouă săptămână la orizont și încă ce săptămână, o să vedeți în momentele imediat următoare câte aspecte fantastice sunt la orizont pentru noi. Pornim anul în forță așadar, cu niște schimbări de energii, de vibrații astrale nemaipomenite. Pe lângă faptul că am schimbat vibrația anului și suntem într-un an de vibrație 4, iată, mai avem și 5 planete în Capricorn, 5 din 10, jumătate din planete sunt aici în zodia Capricornului și ne cer foarte mult. Ne pun pe umeri responsabilități nemaipomenite de oameni cu scaun la cap, maturi, responsabili, dacă nu acum, atunci când. Cu atât mai mult că săptămâna are la pachet, pe lângă cele 5 planete grămadă, ciorchine în Capricorn, mai este și o eclipsă exact pe fondul zodiei Capricornului, o conjuncție nemaipomenită, unicat, Saturn și Pluto, tot în Capricorn, o quadruplă conjuncție între Soare, Mercur, Jupiter, Saturn și Pluto, toate grămadă în același punct, aproape în același punct pe cer, este o aliniere fără precedent, nu o să mai avem așa ceva niciodată. Niciodată pentru că Pluto în Capricorn nu va mai fi și cele două planete grele în același timp, Saturn și Jupiter alături de Pluto, nu vor mai fi. Deci este un aspect unicat pentru toată viața noastră, pentru generația noastră, pentru secolul acesta. E cu totul special, deci trebuie să îl privim foarte serios, că nu-i de glumă un astfel de aspect. Am început anul bine, încă de săptămâna trecută, cu o frumoasă conjuncție între Soare, Jupiter și Mercur, toate trei în același punct, care ne-au pus în bagaj mult noroc, multă ambiție, multă dorință de schimbare. Răbdare ne-a dat, pentru că se petrecea în zodia Capricornului această frumoasă conjuncție, atât de rară conjuncție, o conjuncție în sat, cu Jupiter, Soarele și Mercur în Capricorn are loc odată la 12 ani și nu o să mai avem parte încă vreo 12 ani de acum încolo. Deci vedeți, sunt numai aspecte rarisime, dacă nu unicat, pe care trebuie să ne le asumăm, să ne le luăm în spate ca pe un rucsac, ca pe un rucsac cu un bagaj foarte util pentru ceea ce avem de făcut luni de zile de acum încolo, poate tot anul de acum încolo, poate toată viața unii dintre noi, că fiind aspecte unicat, nu o să mai avem parte de așa ceva. Deci acum e momentul să privim foarte serios în fața noastră, la noi, de unde venim, cine suntem, ce putem, ce ambiții avem, care ne este potențialul, și să luăm rucsacul ăsta în spate, să-l cărăm. Dar nu e doar o povară, că un rucsac, da, e greu, urcăm pe munte, dar înăuntru avem ce ne trebuie. Deci toate aceste 5 planete din Capricorn ne oferă cadou tot ce ne trebuie. Nu ne le dă pe gratis. Clar, am muncit să ajungem aici. Capricornul este o zodie a culegerii roadelor, a eforturilor depuse pe ani de zile în urmă. Deci cine primește acum acest dar astral a tras din greu în ultimii ani. Și acum, iată, putem primi acest bagaj cu resurse de care ne vom putea folosi tot anul sau ani de zile de acum încolo. Finalul de săptămână este cel mai interesant. De fapt, hai să zicem, pe 11 are loc o eclipsă de lună, așa cum cu siguranță ați aflat. Nu e un dezastru o eclipsă, au loc în fiecare an 2-3 eclipse de lună. Nu trebuie să vă panicați că vai, vom avea atâtea eclipse anul acesta. Da, eclipsele au conotații karmice, au conotații de destin, sunt niște profesori de viață aceste eclipse, în care ni se pun față în față niște aspecte, de unde venim, ce am făcut, ce avem de făcut de acum încolo. Ne cere o eclipsă să căutăm în interiorul nostru, că ce este eclipsa? Se acoperă ceva și apare o altă față după aceea. Cam așa e momentul să acoperim fața noastră, fața lunii, de umbra pământului și după aceea apare altă față. Ceva similar vom face cu toții
Dar nu e o eclipsă oarecare. Asta este singura problemă a săptămânii, că nu e o eclipsă oarecare. V-am spus, eclipse au loc, două, trei eclipse de lună în fiecare an. Eclipsele de lună au întotdeauna loc în preajma uneia de soare. Am avut în decembrie o eclipsă de soare. Dar, interesant acum că această eclipsă se formează, o eclipsă ce înseamnă o opoziție între soare și lună, adică o fază de lună plină, întotdeauna la lună plină, dar în care este implicată și axa dragonului, axa nodurilor lunare, care, da, se formează o conjuncție cu aceste două planete, cu Soarele și cu Luna, dar în același punct pe cer unde se află Soarele de data aceasta, va fi și Mercur alături de Soare. Mercur și Soarele întotdeauna merg foarte aproape. Este Saturn, este Pluto, deci toate în același punct pe cer. Soare, Mercur, Saturn, Pluto. Din start, Saturn și Pluto sunt două planete cu conotații de destin, cu conotații mondiale, planetare, la nivel umanitar, la nivel generațional. Deci ne putem aștepta la evenimente care să vizeze întreaga omenire. Pe de altă parte, cele două planete sunt două planete destul de severe, și Saturn și Pluto. Sunt doi profesori în fața noastră care ne cam scot la tablă. Iar aceste patru planete aflate în același punct pe cer sunt în opoziție cu Luna. Luna aflată în zodia diametral opusă, în rac, deci la ea acasă, unde este foarte puternică, și se formează eclipsa pe configurația unui ciorchine de planete. Patru planete, o opoziție în partea diametral opusă, iar în Capricorn mai este și Jupiter. Deci, cinci planete. Nu intră și Jupiter în această conjuncție, intră cele patru. Dar toate cele patru sunt activate de opoziția Lunii pe axa dragonului, adică pe o eclipsă. Unicat, nu o să mai avem parte de așa ceva. Eclipse de lună pe axa RAC-Capricorn au mai avut loc și acum vreo 19 ani, cred, și o să mai aibă, dar cu încă trei planete implicate în această configurație nu vom mai avea parte vreodată. Nu în Capricorn. Poate vom avea cu totul alte zodii peste ani de acum încolo. Dar fiind vorba de o lună la ea acasă, de un Saturn la el acasă, de o activare atât de intensă a zodiei Capricornului, de patru planete la un loc, asta face din săptămâna aceasta o configurație cu totul și cu totul specială, care nu trebuie să ne sperie nici vorba de așa ceva, dar trebuie să ne responsabilizeze, să ne asumăm ce avem de asumat, să avem grijă la ce promisiuni facem, să luăm bagajul ăla în spate și să-l cărăm, pentru că, da, poate fi greu, dar totodată acolo avem resursele, acolo avem mâncarea pentru a urca un munte. E un munte de urcat, într-adevăr. Iar eclipsa pe mulți ne trimite pe urcușul ăsta. Ne spune gata cu confortul, gata cu liniștea, gata cu așteptarea. E timpul să luăm un pic taurul de coarne și să facem ceva cu viața noastră, că un Capricorn ne cere asumare. Nu doar promisiune, nu doar visare, nu doar așteptare că într-o zi voi face eu lucruri grozave. Nu, e timpul să facem acum lucruri grozave. Ca atare, chiar de pe 11, când are loc eclipsa cu această configurație unicată care vă ziceam, ar fi ideal să facem niște, nu schimbări, că nu e neapărat momentul schimbării, să clarificăm foarte bine încotro mergem, ce avem de făcut pe termen lung, strategie pe termen lung, ca niște coordonatori de echipă care pe umerii lor stau cele mai serioase decizii, ca niște capitani de oaste care trebuie să stabilească ce au de făcut oștenii în bătălie, ca niște șefi care trebuie să-și conducă
o echipă întreagă de subalterni, dar noi suntem coordonatorii, șefii, capitanii propriei noastre vieți. Ceea ce avem de cărat e viața noastră, pe toate planurile. Mai mult decât atât, exact pe 11, Uranus, după o perioadă destul de lungă de retrogradare, taman pe 11 se oprește din retrogradare. Zice, gata, stop, mă opresc, respir un pic, stă un pic pe loc și de pe 11 începe să meargă din nou, normal, conform orbitei sale privite de pe Pământ. Bineînțeles, o retrogradare nu înseamnă că planetele se mișcă haotic pe cer, ele tot înainte merg pe orbită. Dar retrogradarea este o iluzie, să zicem așa, privită de pe Pământ. Ne uităm la o planetă și faptul că nu suntem noi în centrul Universului ca să se învârtă planetele în jurul nostru. Noi suntem o planetă din jurul Soarelui și privit de pe cer, o retrogradare e ca și cum la un moment dat o planetă se întoarce și merge mai departe, dar ea merge în continuare. Pentru noi, cei de pe Pământ, se creează această senzație de retrogradare, de batere în retragere. Dar e de fapt un eveniment astral privit astronomic și astrologic, doar de pe Pământ, care dă senzația aceasta de ocoliș. Gata, de pe 11 Uranus își încheie retrogradarea, nicio planetă nu va mai fi retrogradă de pe 11 încolo, lucru foarte bun pentru o perioadă, bineînțeles. Deci, clar că 11 ianuarie aduce evenimente, nu glumă. Ce urmează să facem cu toții, vom vedea, dar e clar că e timpul să ne privim foarte serios pe noi, pe ceilalți, vârful acela către care ne îndreptăm. Capricornul este o zodie a urcușului lent, a progresului lent, dar prin efort, prin muncă, prin învățare, prin asumare, prin responsabilitate, prin maturitate, prin înțelepciune, devenim din ce în ce mai buni. Mulți trebuie să ne stabilim, poate chiar pe 11, obiectivul măreț al vieții noastre, măcar pentru anul acesta. Culmea, nu 1 ianuarie, când toți ne facem acele dorințe, acea listă de dorințe, nu atunci parcă trebuia făcută, ci iată, acum pe 11 ianuarie ar fi un moment ideal să stăm puțin, să ne gândim la ce avem de făcut pe luni, ani, de zile de acum încolo, că avem toate șansele să stabilim, să etapizăm, să programăm, să facem strategia cu foarte multă înțelepciune, cu foarte maturitate și cu foarte multă maturitate și fără grabă. Nu ne cere nimeni grabă. Uranus se oprește. Este momentul când nu se mai întoarce. Se oprește un pic, respiră și pe urmă o ia de la capăt. Deci e timpul să stăm nițel, să gândim nițel, să vedem încotro merge. Dacă tot este o săptămână atât de specială, să vedem și afirmația acestei săptămâni cum sună și culmea, sună foarte în acord cu atmosfera, cu vibrația aceasta a Capricornului și care spune așa, văd cu claritate. Adică începem să înțelegem unele lucruri, pentru că ce face Capricornul? Ne deschide bine ochii. Este una dintre zodiile cele mai realiste, cele mai obiective, cele mai înțelepte, clare, care văd lucrurile așa cum sunt, fără brizbrizuri, fără fluturași roz, așa cum, bune, rele cum sunt, așa e realitatea. Asta face Capricornul. Și afirmația săptămânii asta ne spune să privim cu claritate, să nu ne mai ascundem, cum am fi tentați conform eclipsei să ne ascundem după o latură misterioasă, așa cum ne-ar plăcea nouă să fie, ci să privim lucrurile în față. Asta face și eclipsa. Eclipsa, da, acoperă o față, dar după aia o redescoperă. Și s-ar putea să vedem lucrurile total diferit după această eclipsă. Sau bine ar fi să le vedem total diferit și mai ales să le vedem cu claritate. Claritate înseamnă maturitate, înseamnă seriozitate, înseamnă responsabilitate, toate acele valori despre care tot v-am vorbit și care ne cer să fim oameni cu scaun la cap, să nu mai copilărim, să nu ne mai jucăm nici cu viața, nici cu lucrurile din viața noastră, ci să ne le asumăm cât se poate de serios. Și Arhanghelul Mihail are un mesaj foarte frumos și care spune așa, protejați-vă. Arhanghelul Mihail este
cel care se ocupă acolo sus în tărâmurile celeste exact cu protecția. Și într-un astfel de moment, cu patru planete în același loc, într-o zodie, cum este Capricornul, care da, ține și de protecție, ține de prudență, ține de precauție, ține de a face lucrurile cu cap, cum spuneam, ni se cere totodată protecție, să ne protejăm, să nu facem totul riscând, aruncând banii pe fereastră, aruncându-ne în relații pasagere, ci totul trebuie să facem conform zodiei Capricornului, cu mult cap, cu programare, cu claritate, cu prudență, cu tot foarte măsurat și foarte cumpătat și foarte bine calculat. Să nu facem nimic la voia întâmplării, că voia întâmplării generează și riscuri. Ori protecția, de fapt, cere un tabel foarte bine făcut, cu etape, cu programare, pe ore, pe zile, pe luni, ce avem de făcut de acum încolo. Pentru că ordonarea vieții noastre ne ajută să fim în protecție deplină. Lângă toate aceste elemente la care ne îndeamnă Capricornul, unul din cuvintele cheie ale acestei săptămâni trebuie să fie încredere. Să investim încredere în tot ceea ce facem, decidem, alegem, spunem. Să facem totul cu încredere în noi, în ceilalți, în viitor, în roadele muncii noastre. Nimic nu va ieși bine dacă nu avem încredere în ceea ce facem zi de zi în viața noastră. Atare, acest cuvânt încredere trebuie vărsat în tot ceea ce fiecare zodie va face pe parcursul acestei săptămâni. Haideți să vedem pentru fiecare zodie cum funcționează claritatea, protecția, încrederea și toate acele valori pe care Capricornul ni le insuflă. Pentru berbeci, încrederea este necesară săptămâna aceasta la serviciu. Voi trebuie să vă concentrați foarte mult la niște sarcini de serviciu. Începeți anul în forță, se pare, sau poate au rămas niște treburi nerezolvate încă de anul trecut, și care vă cer mai mult efort decât ați fi sperat în prima săptămână de lucru. După atâtea zile libere, normal că vă treziți cu un malder de treburi de rezolvat, cu o agendă întreagă de telefoane de dat, cu sarcini peste sarcini și cu atâtea planete în Capricorn, clar că veți trage din greu săptămâna aceasta să le rezolvați pe toate. Dar nu trebuie să vă sperie programul arhi-încărcat în care vă aruncați în prima săptămână efectivă de lucru din 2020. Posibil ca să vă prindă de multe ori orele târzii la serviciu, să aveți peste program de lucru, să vă mai luați și acasă, să vă simțiți un pic obligat de niște sarcini, dar în care investiți tot ce aveți mai bun în voi, acea încredere, încredere că le rezolvați, încredere că oamenii cu care intrați în contact sunt de nădejde, puteți apela la ei la nevoie, încredere în rezultatele muncii. Încredere că totul va fi bine, încredere că totul se va desfășura conform planului. Toată încrederea pe care o investiți zi de zi în programul acestei săptămâni vă va aduce roadele cele mai bune până duminică. Nu vă îndoiți de succesul acțiunilor pe care le desfășurați. Posibil să nu fie neapărat activități complet noi, ci aceleași cu care deja v-ați obișnuit, dar având încredere că roadele vor fi bune la timpul potrivit, cu persoanele potrivite, fiți siguri că așa va fi. Vă vor ieși toate de minune, dar da, cu un efort suplimentar de timp, de energie, de resurse. Dar cum spuneam la începutul horoscopului, începeți anul cu rucsacul plin de resurse. Ajunge doar cu încredere să luați câte ceva din acest rucsac și încetul cu încetul să le aplicați în tot ceea ce aveți de făcut, chiar de săptămâna asta. Că da, programul e plin din primele zile ale săptămânii și tot așa o să o țineți până la sfârșitul săptămânii, dar fiți siguri că rezultatele vor fi pe măsura eforturilor nemaipomenite pe care sunteți dispuși să le investiți în activitățile zilnice. Taurii,
Au și ei o săptămână plină, grea. Noroc că își termină și Uranus retrogradarea la voi în zodie. De acum lucrurile ar trebui să meargă mult mai repede. Până acum poate ați simțit așa un ritm mai scăzut, poate chiar cu frâna trasă pe aici pe acolo, poate v-ați pierdut încrederea că mergeți într-o direcție bună. E, de săptămâna asta, prin faptul că Uranus în zodia voastră începe să meargă direct, gata cu retrogradarea, din nou aveți încredere în cursul lucrurilor, că faceți parte dintr-un angrenaj care funcționează ca un ceas elvețian, ca la carte. Cu planetele acelea 5 în Capricorn, angrenajul ăsta ar trebui să meargă foarte precis, la minut, la etape, la programare, tot ce ați creat încă din anul anterior și vreți să puneți în aplicare începând cu săptămâna asta, are nevoie de acest angrenaj. Nu puteți singur, trebuie să mai apelați la unii, la alții, să mai sunați pe unul, să mai sunați pe altul, să apară resurse și din altă parte, nu doar propriile resurse pe care, da, le aveți, dar voi acum trebuie să aveți încredere că angrenajul ăsta din care faceți parte funcționează brici. Veți da pe parcursul săptămânii exact de resursele acele de care aveți nevoie, prin oameni, bineînțeles, dar la timpul potrivit. Nimic nu merge haotic, nimic nu stă pe loc, ci totul se mișcă. Voi decideți ceva care decide altceva, care naște altceva, dintr-una într-alta se vor aduna toate aspectele proiectului la care, în care investiți acum încredere. Dar fiți siguri că merge ceasul ăsta. Nu stă, nu-i blocat, nu dă înapoi, nu-l mai ungeți pe aici pe acolo, ci curge. Pas cu pas, etapă cu etapă, zi după zi, nivel după nivel, e un ca niște rotițe care una pe alta se mișcă săptămâna aceasta. Și fiți siguri că vin toate sfaturile potrivite, îndrumările potrivite, ideile potrivite, soluțiile potrivite la timpul potrivit. Încrederea că totul va fi bine conform planului va aduce, cum spuneam, și roadele pe care le sperați. Dar trăgând, acceptând că sunteți o rotiță dintr-un sistem și nu sistemul însuși. Pentru Gemeni este o săptămână în care ați putea, cum să o spun direct, da un pic cu oștea în gard, cu bățul în baltă. Ați putea face o gafă din prea multă încredere, că spuneam că încrederea este majoră în tot ceea ce faceți. Ați investit prea multă încredere într-o persoană care exact acum vă dezamăgește. Ați investit prea multă încredere într-o promisiune și acum vă dați seama că n-a meritat încrederea respectivă. Vă treziți în fața unui blocaj, să zicem așa, care vă atrage atenția că nu tot ce zboară se mănâncă, nu toate promisiunile făcute de alții meritau ascultate, nici măcar promisiunile voastre pe care vi le-ați făcut nu dau roadele visate. Și s-ar putea săptămâna asta, așa la început de săptămână și cu eclipsa pe acolo pe undeva, să vă dați seama că ați investit resurse prea mari în ceva care nu dă roadele visate. Și pare să fie chiar un eșec, o ușă trântită în nas, o fundătură, nu mai merge nimic după povestea asta, ci ar fi nevoie de o revizuire completă a lucrurilor să vedeți ce n-ar fi meritat, de fapt, energia asta pe care ați investit-o. Repet, poate fi vorba de o relație în care ați investit fără rost, nu trebuia. Ați investit bani într-o afacere care nu duce nicăieri. Gândiți-vă în ce ați presărat foarte multă încredere în ultima perioadă și exact acolo configurați traseul. Poate aveți șansa să vă întoarceți un pic înapoi. Poate chiar de eclipsa asta care vă așteaptă, aveți șansa de a revizui un pic etapele anterioare și poate chiar să o luați de la capăt, să reporniți mașina. Mașina asta care acum e cu oștea în gard, cum s-ar spune. Puteți să o dați un pic înapoi, o reparați un pic și porniți în altă direcție, că nu e o fundătură completă, gata, nu se mai
S-ar putea de acolo să mai fie niște căi lăturalnice sau să fie un fel de sens giratoriu și n-a mers una din ieșiri, o să meargă altă ieșire. Gândiți-vă la schimbarea macazului rapid din mers, fără să stați să plângeți că pe moment n-a mers planul ăla și să vedeți încotro merită să duceți toate resursele, să le mutați, să le comutați pe alt canal cât se poate de repede, având încredere că e soluția potrivită. Stând și analizând eșecul, vă pierdeți încrederea că acel plan poate ar mai avea vreo șansă cândva. Sunteți într-un punct sensibil care poate deveni punct mort și lucrurile să se oprească aici, sau poate fi doar un punct de turnură în care să schimbați direcția cu încredere în noua direcție, dar nu încredere oarbă, așa cum e posibil să fi avut anterior și acum v-ați dat seama singur că ați investit prea multă încredere în ceva ce, iată, acum a născut, a generat un mai mic sau mai mare eșec. Pentru raci, e săptămână interesantă pentru că eclipsa are loc pe zona voastră, pe ceea ce vă privește pe voi. Luna pe 11 ianuarie va fi chiar în zodia voastră și de acolo primește ea eclipsa celebră a acestei săptămâni. Lucrul ăsta pe voi vă cam îngândurează un pic, așa, vă sperie un pic, pentru că aveți impresia că sunteți cam singur împotriva tuturor. Nu găsiți căi de comunicare, nu știți ce să spuneți, nu aveți încredere să spuneți, mai bine zis. Sunteți, nu uitați, Luna e la voi în zodie și în partea cealaltă sunt 4-5 planete, în partea cealaltă în Capricorn, de parcă voi sunteți singurel aici și toată lumea e peste drum, e peste râu. Și normal, asta generează o stare de neîncredere în voi, în ceilalți. Simțiți că nimeni nu vă aude, nimeni nu vă ascultă, nimeni nu vă este alături la nevoie. Și aveți așa o stare de bosunflare, de nemulțumire vis-a-vis de toată lumea. Dar poate e doar o problemă de comunicare la mijloc. Poate e nevoie ca voi să căutați altă cale de a ajunge la aceste persoane. Să nu vă simțiți dați deoparte, să nu vă simțiți neglijați, persecutați, judecați pe nedrept la urma urmei. Nimeni n-are nimic cu voi. S-ar putea ca acțiunea, într-adevăr, să nu fie în spațiul în care trăiți voi, ci un pic în afara acestui spațiu. Și voi, din teama de a nu vă deschide sufletul, de a nu investi încredere în alții, preferați să stați în bărcuța voastră și, cine știe, acțiunea în altă parte, ce se întâmplă. E timpul să ieșiți din barca asta, să găsiți și voi podul ăla care vă duce dincolo, pe malul celălalt, unde este distracția, unde este acțiunea, unde este noutatea. Aveți încredere că dincolo de podul ăsta este ceea ce vi se potrivește. Nu vă însingurați, nu vă retrageți, nu vă izolați, nu fugiți de toată lumea, că s-ar putea să aveți această tendință și să vă supărați așa ca văcarul pe sat, nu mai vreți să auziți de nimeni. N-are rost. Merită să investiți din nou încredere în oamenii de dincolo de drum. Dar voi ați ales să stați pe malul celălalt. Sunteți invitați să vă alăturați acțiunii și trebuie să investiți încredere în oamenii care vă invită acolo, în acțiunile care se întâmplă acolo. Și nu să stați cu frică, cu rezervă, cu așteptare, las că o să vină în momentul potrivit. Acum e momentul potrivit să treceți și voi puntea dincolo și să vă alăturați acțiunii. Pentru lei este o săptămână plină de foarte multe acțiuni, foarte multe activități, prea multe la un moment dat, dar fleacuri la urma urmei. Probabil câteva zile libere v-a cam scos din ritm și până când reușiți să vă concentrați din nou la tot ce aveți de făcut, pierdeți o grămadă de timp cu micile organizări, cu ordinea pe birou, cu ordinea din dulapuri. Vă dați dintr-o dată seama că sunt o grămadă de fleacuri, mărunțișuri, dar care și ele trebuie puse la locul potrivit, pe căprării. Asta vă și cere această săptămână cu aglomerare în Capricorn, să vă reorganizați un pic
spațiu, mediu, timpul, programul, agenda, tot ce aveți de făcut zi de zi, mai ales la serviciu, că nu puteți intra într-un an nou, într-o lună nouă, în niște proiecte noi, în niște direcții noi, cât timp e haos total în jurul vostru. Și trebuie să le luați pe toate, cum spuneam la bani mărunți, să începeți să le puneți pe toate pe căprării, să faceți ordine, să reașezați dosarele, să vedeți ce aveți în sertare, să aveți, vedeți ce aveți pe ordinea de lucru pe câteva zile de acum încolo. Și după câteva zile de reorganizare măruntă, dintr-o dată veți vedea că spațiul e mai larg, că timpul va ajunge, că agenda nu e chiar atât de încărcată, dar folosiți primele zile ale săptămânii pentru reorganizarea în detaliu a spațiului, timpului pe care l-aveți la dispoziție. E pierdere de vreme, o să spuneți la un moment dat, să pierde o vreme făcând curat pe birou, făceți-o și o să vedeți cât de mult câștigați după aceea, când totul va fi reorganizat, așezat la locul potrivit și dintr-o dată viața va deveni mult mai clară. Spuneam la începutul horoscopului, văd cu claritate. Dintr-o dată, făcând ordine, până în cele mai mici detalii în viața dumneavoastră, în mediul dumneavoastră, dintr-o dată să vedeți cât de clară este direcția, viața, ce aveți de făcut, ce planuri trebuie să duceți la îndeplinire de acum încolo. Chiar dacă câteva zile o să vă cam doară capul de atâtea nimicuri pe care trebuie tot voi să le rezolvați. Pentru Fecioare este o săptămână un pic ciudată, că vă simțiți ca un fluture atras de o lumină. Vă e teamă să nu fiți prins în capcană sau poate nu vă e teamă și vă cam aruncați și ați putea fi prins într-o capcană. Există un oarecare risc pentru voi în această săptămână. Să investiți prea multă încredere într-o iluzie, într-o poveste poate prea frumoasă și deși pentru voi ar trebui această aglomerație de planete din Capricorn să vă dea mult realism, așa cum sunteți voi de obicei, și să vă facă să priviți lucrurile exact așa cum sunt, s-ar putea voi să investiți cam multă încredere într-o poveste, într-o iluzie, într-o minciună, într-o promisiune, într-o direcție care s-ar putea să ascundă ceva. Nu e chiar ceea ce pare. Poate o vedeți mai frumoasă decât este, poate vedeți drumul acela mai ușor decât este, poate vi se promite ceva mult prea frumos să fie adevărat și cam picați în plasă. Aici trebuie să fiți cu ochii cât cepele săptămâna asta. Să nu investiți încredere într-un sens care vă poate păcăli. Puteți fi prins în capcană, în mrejele cuiva, într-o iubire care nu merită încredere, într-o afacere care nu merită încredere, într-un job care nu merită iarăși încredere. Nu uitați de cuvântul ăla cheie, încredere. Și nici de sfatul Arhanghelului Mihail care spunea protejați-vă. Deci există riscul, probabil deja îl dibuiți, îl vedeți că vedeți clar în fața voastră. Dar parcă vă atrage așa ca un magnet și nu știți cum să vă opriți din nebunia asta, din atracția asta. E tocmai aici trebuie să fie efortul vostru, să vă dați seama că există un risc, că există o primejdie, că nu e bine, că nu e spre, nu e în avantajul vostru, că nu e în beneficiul vostru. Gândiți-vă la toate argumentele pro și contra ale continuării acestui sens și nu credeți chiar tot ce auziți, că unii s-ar putea să vă spună realitatea și să nu auziți și alții să vă spună niște gogomănii în care investiți fără rost încredere. Deschideți bine ochii, ascultați și ce vă spune inima, că și de acolo vin foarte multe sfaturi foarte bune, dar nu treceți mai departe dacă presimțiți că undeva există risc, pericol, riscul de a fi păcălit, riscul de a fi atras în mrejele cui nu trebuie. E riscul, îl vedeți la orizont și vă puteți proteja dacă deschideți bine ochii. Voi, balanțele, aveți o săptămână foarte interesantă pentru că voi sunteți pregătite să porniți o aventură, o călătorie. Poate fi o aventură prin viață, luați-o metaforic, simbolic și practic v-ați luat bagajul ăla de care vă spuneam la începutul horoscopului în spate, pregătit de orice va urma, sau poate fi efectiv
o schimbare de direcție, de decor, de sens pentru voi. Parcă sunteți pregătiți să vă luați catrafusele, cum se spune, și să porniți în altă direcție. Aveți încredere în această mare direcție, nouă direcție la care v-ați gândit și care vreți să devină realitate începând de săptămâna aceasta. Și simțiți că dacă nu o faceți acum, chiar din primele zile ale anului, poate chiar de eclipsă, cine știe cât va mai dura până când veți avea curajul ăsta. Ar fi bine, din multe puncte de vedere, să luați bagajul ăla de care vă ziceam, să trasați deja direcția, nu prea știți încotro mergeți deocamdată. Chiar dacă acele planete din Capricorn cer exact asta, claritate, programare, planificare, implicare, responsabilizare, pe toate le aveți în bagaj. Dar deocamdată e doar dorința aia de a face schimbarea. Tot ce vă atrage este noul sens. Scânteia aia de undeva, de departe, care vă atrage ca un magnet. Luați taurul de coarne, luați bagajul în spinare și ați plecat. Ați ales deocamdată, ați dat startul acestei noi aventuri. Până veți ajunge la roade, va dura. Dar deocamdată e dorința asta de a apăsa butonul și să plecați în această călătorie. Poate fi o călătorie concretă, plecați undeva, sau doar o călătorie metaforică, pornind într-o nouă aventură de viață, într-o nouă etapă, într-o nouă explorare, într-o nouă poveste pe care acum, săptămâna aceasta, o declanșați prin voință proprie. Voi vreți asta. Nu e un concurs de împrejurări și doar vă supuneți lui, ci aveți încredere că ceea ce ați ales, că bagajul pe care vi l-ați pus în spinare, că resursele pe care le aveți la dispoziție, că cei care vă însoțesc, că cei care vă îndrumă, toți sunt demni de încredere și merită să ascultați tot ce vine din jurul vostru. Dar în primul rând aveți încredere voi că la capătul acestei călătorii vă așteaptă noi orizonturi, noi culmi, pentru că nu plecați într-un drum fără direcție, nu știți încotro. Voi unde ați pornit, știți că la capăt vă așteaptă ceva deosebit. E acea ascensiune de care ziceam la începutul horoscopului, acel munte pe care l-aveți de urcat. Deocamdată sunteți la baza muntelui. Vedeți muntele, dar faceți primii pași pe primele cărări ale acestei ascensiuni și într-o zi veți fi acolo pe Everestul personal și o să vă bucurați că ați avut curajul acum, la început de an, să porniți în această nouă aventură. Pentru Scorpion, este o săptămână în care se simt un pic în tirul tuturor. Parcă toate reflectoarele cumva sunt îndreptate spre voi și vă faceți un pic mic așa și nu știți cum să faceți față acestor judecăți, critici, analize. Multă lume are ceva cu voi și s-ar putea să o luați un pic cam prea personal, dar nu asta este problema. Nu sunteți criticat, nu sunteți arătat cu degetul, nu sunteți scos la tablă cu orice preț, nu sunteți judecat, ci se întâmplă ca în această săptămână, pe unde treceți, cineva să vă arunce pe umerii voștri o vină, o responsabilitate, că nu uitați, e o perioadă în care cu toții trebuie să ne luăm în spate responsabilitățile. Poate până acum n-ați avut curajul să recunoașteți niște lucruri, să priviți realitatea în față, să spuneți da, sunt vinovat de cutare, am făcut cutare. Acum prea vin spre voi tot felul de săgeți, aparent severe, aparent dure, dar care ar trebui să vă pună pe gânduri că s-ar putea efectele acestui tir de critici și judecăți să fie benefic. De fapt, oamenii vă spun toate astea pentru că au încredere că voi puteți mai mult, puteți mai bine, sunteți un om demn de laudă, dar dacă nu vă critică din când în când, cum ați face niște schimbări în și mai bine, să deveniți și mai bun în ceea ce faceți? Nu considerați atacurile îndreptate spre voi ca fiind răutăcioase, că nu ăsta este scopul, ci dimpotrivă, priviți-le cu realism, cu maturitate, cu tot ceea ce Capricornul cere, revedeți partea de la începutul acestui horoscop, pentru că e nevoie de a vă privi în oglindă. Foarte serios.
Așa sunt eu, cum zice lumea? S-ar putea să fiu așa. Și să aveți încredere că tot ceea ce vă spun ceilalți, da, poate cu un pic de duritate, cu un pic de ton ridicat, poate chiar cu au dreptul să vă mai certe pe aici pe acolo, cum e un părinte, cum e un profesor, cum e un șef. Să stați un pic și să gândiți dacă nu cumva ceea ce vi se aruncă aparent pe umeri nu e chiar în beneficiul vostru. Pentru că schimbând ceea ce n-a fost bine, data viitoare primiți laude, nu criticile pe care acum, din întâmplare, s-au cam aglomerat. Chiar la începutul anului. Dar trece. Asta este important. Atmosfera trece și voi trebuie să vă asumați ceea ce vi se spune. Nu să fugiți de această analiză la rece a celui care sunteți sau a lucrurilor pe care le faceți. Pentru săgetători, e o mare nevoie de evadare. Bun, la voi toată această nebunie de planete se întâmplă într-o zonă financiară, să zicem așa, a banului, dar parcă pe voi săptămâna asta nu vă interesează neam problema asta. Voi aveți cu totul alte planuri. Voi vreți o evadare. Voi vreți parcă să continue sărbătorile, dacă s-ar putea spune așa. Poate chiar abia acum aveți concediu cu adevărat. Nu vreți să vă asumați acele multe responsabilități pe care Capricornul le cere de la toată lumea în această săptămână. Voi mai aveți nevoie de puțin timp liber, de puțin timp pentru voi, de alt mediu și poate aveți norocul ăsta de a nu vă întoarce de-a bine la serviciu ca să vă apucați de o grămadă de treburi. Poate încă nu vă gândiți la grijile acestui an, la problemele acestui an, la tot ceea ce urmează să faceți voi pe cont propriu. De data asta, ori așa cu un sentiment de supărare, v-ați supărat pe toți și pentru o zi, două, plecați unde vedeți cu ochii și nu mai vreți să auziți de probleme, ori acceptați orice propunere, orice invitație, chiar și după serviciu, de a evada un pic, de a face și altceva. Poate încă aveți spiritul acela al sărbătorilor, când era totul mai liber, mai ușor, mai lejer și n-ați vrea încă să ieșiți din această atmosferă sau pur și simplu după câteva situații mai complicate de pe parcursul săptămânii să aveți nevoie acestor evadări, poate în weekend, poate seara, poate în câteva ore libere pe care le aveți la dispoziție, vreți să plecați. Dacă vremea vă permite, vă duceți la schi, vă duceți prin păduri, vă duceți pe un munte. E nevoie de a ieși chiar și în aer liber, e foarte important, poate de a face mișcare și asta este foarte important, poate v-ați propus de luni, știți cum se zice, de luni mă apuc de sport, poate faceți și lucrul ăsta și evadarea asta pe voi vă va elibera de griji, de preocupări apăsătoare, de suferințe, de nostalgii, de doruri, de neîmpliniri, lucruri pe care le-ați luat un pic fără rost după voi de anul trecut. Ați început anul cu niște temeri, cu niște stări de neclaritate. E tocmai asta veți face în această săptămână. Nu uitați, protecție, claritate, responsabilitate, încredere, toate sunt de partea voastră și le puteți vedea mai bine după aceste câteva evadări dintr-un program mult prea aglomerat la un moment dat al vieții voastre. Faceți, aerisiți-vă un pic, aerisiți mintea, sufletul, viața, casa, mediul, locul de muncă. Faceți un pic de schimbare. Se spune că la început de an, poate chiar în prima zi a anului, trebuie să facem câteva schimbări simbolice în viața noastră. Schimbați un tablou de pe un perete pe altul, schimbați direcția patului, faceți niște schimbări chiar la începutul anului. Pentru că niște schimbări simbolice de obiecte în mediul în care trăiți, vor atrage schimbări reale în ceea ce faceți de acum încolo. Deci dacă n-ați făcut niște schimbări pe 1, pe 2, pe 3 ianuarie, puteți să le faceți și în această săptămână, aerisind totodată mediul în care trăiți, ca un fel de eliberare, de reprogramare a mediului vostru, a spațiului vostru, a timpului vostru și a vieții voastre, la urma urmei. Capricornii, ce să mai spun, voi sunteți number one săptămâna aceasta, dar nu înseamnă că e o săptămână ușoară. Da, aveți
Agenda plină, da, aveți resursele pline, bateriile încărcate, da, aveți un program că nu mai știți de unde să-l apucați. Și tocmai asta, că se aglomerează atât de multe, parcă nu vă mai vedeți capul. Va fi o săptămână foarte încărcată, solicitantă, veți fi cel mai tras, cel mai chemat de colo-colo, vi se pun în cârcă foarte multe responsabilități, vi le asumați că așa sunteți voi, nu puteți spune nu. Și veți încerca pe parcursul întregii săptămâni să le duceți pe toate la îndeplinire, dar nu să vă ajungă exact ceea ce iubiți voi cel mai mult, timpul. Veți fi de foarte multe ori în criză de timp, nu mai știți pe unde să le rezolvați pe toate, sunt prea multe pe umerii voștri. Și probabil nici voi n-ați reușit să vă faceți încă o programare foarte clară pentru săptămâna asta, să vedeți de unde le apucați pe toate. Și pentru că sunt prea multe și vreți să le faceți musai pe toate, că aveți încredere, cum spuneam, că le veți putea duce pe toate la îndeplinire, asta s-ar putea să vă facă să clacați până la sfârșitul săptămânii și să spuneți gata, nu mai pot. Și începeți prima săptămână de lucru efectivă a anului cu un blocaj, cu un nu mai pot. Cum gata, mi s-a umplut paharul. Poate da, poate eclipsa asta care vă vizează direct, exact asta spune. Gata, până aici, astea sunt puterile, nu te du mai departe, nu te întinde mai mult decât ți-e placuma. Și cumva, obligat de împrejurări, să luați niște măsuri mai drastice cu viața voastră, cu jobul vostru, cu o relație care v-a supra-solicitat. Vedeți ce este prea mult în viața voastră și acolo lucrați cel mai mult. Deschideți un pic supapa aia, că la un moment dat când ceva e gata, gata să explodeze, dacă dați drumul un pic la supapă, se mai liniștesc lucrurile. Voi sunteți oala aia sub presiune sau acumulat prea multe și cu atâtea planete în zodia voastră, clar că simțiți că explodați dintr-o clipă într-alta. Undeva trebuie să deschideți supapa. Că e prea mult, nu mai puteți duce, nu vă mai ajunge timpul, nu vă mai ajung resursele. Chiar dacă voi credeți că da și de aia spuneți, da, le fac, cum eu să nu pot? E, da, voi la un moment dat nu o să puteți și de undeva trebuie să schimbați. Să nu stați mai mult la serviciu, să nu vă asumați mai mult decât puteți duce, să nu depășiți limitele, ci faceți totul cu prudență. Dacă voi nu calculați corect cât să investiți în fiecare plan, tot voi veți da piept la un moment dat cu propria neputință, când sentimentul ăla de gata, nu mai pot, o să se cam instaleze. Considerați această săptămână ca pe o șansă de a vă descoperi propriile puteri, până aici pot, propriile limite și să nu le depășiți. Că orice cei prea mulți strică la un moment dat, orice depășire a limitelor omenești cu care sunteți înzestrat, nu face altceva decât să vă încorseteze și să vă streseze fără rost, la urma urmei. Cine știe cât timp de acum încolo. Vărsătorii sunt dornici de cooperare, relaționare, socializare. Vreți oameni în preajma voastră. Voi asta faceți de obicei, sunteți o zodie foarte sociabilă și de data asta simțiți nevoia să vă alăturați unor medii noi. Visați să intrați într-o gașcă nouă de prieteni și acum aveți șansa să o faceți. Vreți să vă înscrieți la un curs unde veți avea ocazia să cunoașteți foarte multă lume. Vreți să schimbați jobul și acolo nimeriți peste un mediu de lucru foarte cooperant, foarte armonios, în care toată lumea își vede de treabă și conlucrează foarte bine. Asta este leitmotivul acestei săptămâni pentru voi. Reușiți să găsiți armonie pe unde treceți. Dați de oameni care cântă la unison cu voi. Nu fiecare o trage pe-a lui și se bate cu pumnul în piept de cât e de grozav. Reușiți voi, alături de ceilalți care vă primesc cu brațele deschise, să cântați pe aceeași partitură, să vorbiți aceeași limbă, să fiți pe aceeași frecvență, să aveți aceleași plăceri, pasiuni, preferințe. Lucrul ăsta vă ajută foarte mult să vă integrați foarte bine în acest mediu. Poate e un mediu nou, poate e un mediu mai vechi, dar în care între timp s-au mai remediat niște lucruri, poate atmosfera sărbătorilor v-a unit mai mult. Deci e o plăcere pentru voi să
intrați în aceste medii, spații, grupuri, ce-or fi ele, și să investiți încredere în aceste persoane. Pentru că și ei investesc încredere. Se vede, e un schimb frumos acolo, de vorbe frumoase, de aprecieri, de politețuri, de... E o plăcere să fiți alături de ei, ei vă vor alături și se va lega foarte frumos relația voastră cu acest mediu mai numeros de persoane. Nu sunteți voi singuri și atât. Mai e cineva, câțiva oameni cu care reușiți să vă formați o echipă, un grup, un cor comun care va cânta aceeași partitură, așa cum spuneam. Și am ajuns și la pești, care și ei se alătură unui grup de persoane, dar deocamdată, spre deosebire de vărsători, unde este o comuniune foarte frumoasă de idei, de forțe, de preferințe, de data asta grupul în care voi peștii ați putea să vă alăturați sunt total fiecare diferiți. Din toate culturile pământului, din toate limbile pământului, un turn Babel acolo în care s-au adunat oameni foarte, foarte diferiți. Dar e prima întâlnire, e prima confruntare cu acest mediu, când toți, tocmai prin diversitatea fiecărui membru acestui nou grup, anturaj, face interesantă apropierea. Vreți să vă cunoașteți, fiecare e diferit, fiecare gândește diferit, fiecare acționează diferit, fiecare are altă mentalitate, altă cultură, alt background, altă educație, cine știe cât de diferiți sunteți, dar tocmai asta vă aduce la un loc. Și cunoscându-vă unii pe alții, și printre care veți fi și voi peștii, asta o să vă ajute să aveți încredere în ceilalți, ei să aibă încredere în voi, dar bineînțeles trebuie să vă deschideți cu toții sufletul, să vă prezentați, să vă descrieți așa cum sunteți, cu bune și cu rele, mai ales cu rele, nu trebuie să cosmetizați nimic, că oricum dacă ceva nu e în regulă se va descoperi lucrul ăsta. Și dacă cei din fața voastră sunt total diferiți, nu trebuie să îi judecați, ca nici voi să nu fiți judecați. Ați putea fi tentați să aruncați niște vorbe despre celălalt, având niște prejudecăți. E, nu e vremea prejudecăților acum. Cu cât sunt mai diferiți, cu atât sunt mai interesanți și mai incitanți. Și apropiați-vă de acele persoane ca să-i cunoașteți. Chiar dacă nu sunteți de acord la început cu modul lor de a gândi, cu modul lor de a fi, de a se îmbrăca, de a vorbi, de a arăta, cine știe, voi n-ați suportat niciodată oamenii cu cercel în nas și nimeriți într-un mediu în care vedeți o persoană cu cercel în nas și ați fi tentat să-l judecați numai pentru asta. Dar ce ar fi să-l ascultați? Ce ar fi să-l cunoașteți? Să vă dați seama că nu cercelul în nas îl caracterizează, ci ceea ce gândește, ceea ce face, ceea ce puteți face împreună. Că se va forma un cerc acolo în care toți vin cu ceva. Și cu ce vine fiecare? Cu propria lui unicitate, cu ceea ce îl face mai fisticiu, mai aparte, cu cercelul ăla în nas la urma urmei. Fiecare e diferit, fiecare vine cu alte resurse, din care într-un final va ieși o comuniune de idei, un proiect din care fiecare va avea de câștigat, de învățat, de primit, dar numai punându-și fiecare contribuția în acest viitor succes, care acum are șanse să se adune. Dar trebuie să investiți încredere în mediul acesta, în ceea ce urmează să faceți împreună și să nu vă priviți unul pe altul cu sprânceana ridicată. Oare care e intenția acestui om? Intenția este bună și toți urmăriți același lucru. Chiar dacă acum, la început, vi se pare că toți sunteți pe cu totul alte niveluri și paliere. Într-o zi se va echilibra totul și veți descoperi că pedalați, de fapt, în aceeași direcție și în același ritm. Vă doresc o săptămână, prima săptămână efectivă de muncă din 2020, bună, spornică, bine organizată, eclipsa să treacă frumos și cu planuri mărețe, cu obiective îndrăznețe, înalte și în care să investiți după aceea toată încrederea pe care o puteți investi.